Bine v-am găsit, stimați telespectatori, am revenit de la Sinaia, am adus pe Țonții și pe Moti, dar și pe Doina. Pe Doina nu e așa de problemă, că se apără singur, am ajuns în această caniculă, fierberea globală, cum spun mai nou cei de la televiziuni, și acum înregistrez pastila de la birou, nu e nimeni, înregistrez pastila și pentru că un exercițiu, pentru că am luat în vederea plecării, m-am spus că pe 14 august plec la Edinburgh, în Scoția, ca să vizitez Anglia de Nord. Și sigur că voi transmite de acolo. Că... Și pentru asta am luat un celebru laptop, v-am spus, făcut ultimul răgnet, făcut de Lenovo, și anume un laptop care are două ecrane. Eu acum mă uit, eu l-am pus așa pe un fel de stativ și mă uit acum și eu am o cameră din asta șmecheră și mă uit pe primul ecran și jos este textul. Extraordinar, da? Textul și am și o tastatură fizică la o, adică pot să am numai tastatură, am și tastatură virtuală, dar nu asta. Am zis, am vrut să precizez de unde transmit. Până acest pustiu al clădirii, ca de obicei, eu sunt decanul de vârstă acestei clădiri, cred că toți din ei pot să fie, cred, nepoți și nepoate, dacă mă gândesc la vârsta lor. E... M-a vizitat, potrivit unei întâlniri pe care ne-am dat-o, doamna, domnișoara, zic eu, Florentina Camelia Medei. Domnia sa mi-a dus a scris o carte. Această carte este Sportivul în Ordinea Juridică Națională, da. Domnia sa este licențiată în studii juridice, Facultatea de Drept, Universitatea așa Română-Americană, da. Licențiată în știință, câte are de master, carieră judiciară, Universitatea din București, s-a documentat și la Sorbona, câte are așa. Activitate, avocat, formator, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, cursul Legislația Sportului, practicant de arte marțiale karate 2 din 1990. Nu și-a exersat pe mine. Centură neagră, 4 dani, sportiv de performanță la CS Dinamo București, secția karate, antrenor de arte marțiale. Deci avem un sportiv foarte bun, karate, care am întrebat-o dacă la karate, ca și la box, te poți enerva. Și mi-a explicat că primul lucru pe care îl faci când vine cineva, că e domnia să și antrenor, este să vezi dacă se stăpânește. Îi zic, și cum? Păi, dai seama, și după, zic, se poate educa? A zis că da, și eu i-am zis că ar trebui ca și politicienii, nu să învețe karate, să facă în cadrul cursului de karate, măcar partea arta stăpânirii de sine. Mi-a spus că la karate, ca și la box, nu îl urăși pe ăla. Este luptă și e unul din lucrurile ca să te pot stăpânirea de sine. Da. Am întrebat-o printre altele, că e foarte interesant, care domnia să-i profesionistă, sportiv profesionist. Și zic, da, are voie să folosească îndemânările, cunoștințele și cu civile, și a zis că da, dacă este apărare. Și mi-a spus că a avut, nu știu, cum o săptămână, ceva timp, a vrut cineva să-i fure poșeta și i-a aplicat karatele. De interesant, dar e și aici o linie, adică dacă te dă la judecată, trebuie să fie, să dovedești că n-aveai ce face, de-aia te-ai folosit așa, după asta o să vină toți ăștia cu karate și boxeri și o să ne bată. Este foarte interesant această, este lucrare de doctorat, domnia s-a fost și la Sorbona, adică s-a documentat de câte ați văzut. O noutate este un domeniu
al dreptului muncii, dovadă că conducătoarea de doctorat a fost profesor în Universitate Dr. Claudia Ana Marcăș și este o noutate deoarece nu s-a studiat în România, adică noi nu avem această disciplină dreptul sportului. O să spuneți de ce e nevoie. Cum să nu fie nevoie? Am discutat vreo oră și ceva cu domnia sa, aproape ca un soi de interviu, eu sunt un om curios, aceste chestiuni privind sportivii. Și anume, de exemplu, zic, dacă îmi face cineva cu FCSB contract, e și un avocat? Zice, nu. Și foarte mulți sportivi, chiar de performanță, nu știu dacă sunt, nu știu că trebuie să aibă și niște drepturi la sănătate, la asigurări, la ăsta, și am înțeles că esența la un contract cu un club profesional, privat, sunt o serie de condiții care te obligă să nu bei, să nu știu. Interesant, dar e foarte interesant acest domeniu. Am discutat cu domnia sa în perspectiva dacă de la toamnă se reiau în septembrie interviurile, mi le reiau la gândul, atunci o să facem un dialog mai larg despre aceste drepturi ale sportivilor. Și în continuarea acelei emisiuni istorice cu domnul, se vede că am rămas singur în clădire, cu domnul Ovidiu Ianițoaia, în care am comentat chestiuni de filozofia sportului, de politica sportului, și aici ar fi foarte interesant. De ce mi-a adus, ia să vedem capitole, așa, considerați dreptul la muncă, drept fundamental al omului, statutul de lucrător al sportivului profesionist în dreptul Uniunii Europene, am înțeles că există așa, statutul juridic al sportivului în legislația franceză și în legislația românească, dreptul la pensie al sportivului profesionist, o fi având așa pensie dacă ești profesionist, da? Da. Deci mi-a adus două cărți, una sigur, mie cu dedicație nu vă citesc, mi-a mai adus o carte, încă un exemplar, să-l dau la Biblioteca Academiei. Extraordinară este această inițiativă. Deci, ce mă trebuie? Dacă ați scris cărți, da? Sunt prin librării, până și cum să spun. Încercați să le trimiteți la Biblioteca Academiei. Biblioteca Academiei are fond legal. Sigur, vă spun eu, trebuie și anumite pile ca să le, ca să le, se fie preluate repede și intră acolo, da? Uite, doamna domnișoara Florentina Camelia Medei s-a gândit, mă, e doar și loc Cristoiu, dar aici să... mi-a zis, profitând de faptul că mă pricep la ampile la pile la Biblioteca Academiei, să dau această carte, ei o trec acolo în catalog și nu știu. Dacă nu o fi apocalipsă și nu o fi toți cenușe peste, nu știu, 10, 20 ani sau peste 3, 4 ani, vine unul și caută acolo la fișe, a, sportivul în ordinea juridică națională, ia să citesc. V-am spus, trebuie pile, trebuie să vorbesc cu cei de la bibliotecă, nu pile să ți-o ia mai repede, că o doai acolo, au așa niște teancuri până le trec ei. Da. La sfârșit, domnia sa a fost impresionată că aici mâna sa s-a văzut de acest birou pe care l-am eu aici și a zis să facem o fotografie în fața, o public acum, o să vedeți pe domnia sa, dar vedeți, noi doi stând la biroul la care lucrez eu. Este ceva ca la NASA. Deci este, cum să spun, laptopuri, calculatoare, monitoare, lumini, da, da. Ia să vedem poza. Da. Da. Și al doilea eveniment, v-am spus că a venit Soanța acasă și, spre surprinderea mea, s-a urcat și a dormit de căldură, lungit de căldură, pe dulapul cu cărți de servicii secrete. V-am spus, eu am pe diferite domenii, despre servicii secrete am câteva rafturi, un dulap întreg. Da? Și exact pe acel dulap s-a lungit Soanța. Ia să vedeți!
Cred că e un semn. Adică cum adică? Ori păzește, ori vrea să le citească, ori s-a gândit că domnul Helvic a demisionat și atunci el poate dormi sau nu știu, poate, poate. Oricum este simptomatic faptul că eu nu l-am urcat eu. În primul rând că de regulă el nu se urcă, deci e ce probabil că și-a luat inima să doarmă acolo, el de regulă moții se urcă și pe lampă. Țoanții e mai prudent, așa, ca orice intelectual, ca orice personalitate ține la fizicul lui. Dar cum de s-a urcat acolo? De ce nu s-a urcat? Că mai sunt și alte dulapuri în sufragerie care ar putea să ducă dulapul cu istorie sau dulapul cu memorii. Cam și memorii interbelice și memorii de după 1990. A găsit exact pe dulapul cu cărți cu servicii secrete, dacă vă veți uita cu atenție, și acolo sunt orânduite enciclopedii, atlasuri, după asta vine, el este, are o prelungire care nu vezi aici, am vreo două, trei rafturi, cu unul cu KGB, unul cu CIA și unul cu serviciul secret chinezesc, trei rafturi, adică instituții serioase, și apoi vine mai jos serviciile secrete românești și sigur și securitatea. Și securitatea și serii până jos. Bun. Să trecem acum la comentariu. Vai cât timp am pierdut. Nu era să zic cât a trecut. Să mă telespectare. Știrea pe care o consider eveniment este că Rusia a anunțat azi dimineață că a respins în noaptele Sfântului că două atacuri ucrainene cu drone. Una a vizat Crimea și celălalt unul Moscova. Ia să vedem știrea. Alertă la Moscova, două drone au apărut deasupra capitalei ruse la primele ore ale dimineții. Ar fi fost interceptate și distruse. Presa din Rusia a raportat că fragmente de drone au fost găsite la doar 2 km de Ministerul Apărării. Instituția a calificat atacul drept unul terorist și a precizat pe canalul său de Telegram că nu există victime. Două clădiri nerezidențiale au fost lovite de bucăți în aparatele de zbor, iar traficul a fost blocat pe două bulevarde mari. Nu este clar dacă dronele au lovit clădirile atunci când au fost doborâte sau dacă le-au vizat în mod deliberat. Rusia dă vina pe Ucraina pentru atac. Ca de obicei însă, Kievul nu a comentat acuzațiile. Înaintea oricărui comentariu, aproape ca o axiomă, spun că este un tembelism. Să spunem cu un tembelism. Hai să vă spun atunci situațiunea. Situațiunea în războiul din Ucraina este următorul. În armată până în dinți de Occident, de americani, care de francezi, de nemți, de ce vreți, polonezi, sprijinit de serviciile secrete occidentale în frunte cu CIA-ul, finanțată de Uniunea Europeană, că doamna Ursula dă, parcă dă de la ea. Nu dă de la ea. Deci, Ucraina este în ceea ce se numește contraofensivă sau, să spunem, operațiune sau acțiune de recuperare a teritoriului. S-am văzut la un tâmpit din presă, scrie de la Zgheap că Ucraina își revendică acum teritoriile. Nu, va revendica, e o chestiune teoretică. Deci, rușii au cucerit 20% din teritoriu, inclusiv porturile importante ucrainene de la Marea Neagră și să rămâne un mister cum de a reușit să cucerească și ucrainenii de la începutul anului ne tot spun că vor porni o contraofensivă, o operațiune de cucerire, recucerire a teritoriului. Deci narațiunea este aceasta. Ucraina, ucrainenii, un popor eroic, un popor care ne apără de invazia rusă și cu tare care vrea să stingă luminile la București și să ne ia și căminele de bătrâni și să le, nu știu, pe care le descoperă instituțiile lui Ciolacu. Vrea să ne ia cu tot cu democrație, deci Ucraina
este într-un ceea ce s-a numit Marele nu, Marele Război de Apărare a Patriei. Deci un război sfânt, ca să folosesc termenii propagandei occidentale, de patriotic al întregului popor, de recucerire a propriului teritoriu. Bun. Dacă aceasta este narațiunea, atunci noi ne așteptăm, în primul rând, ca Zelenski să cheme înapoi toți bărbații care au fugit în Occident. Adică poate să adreseze statelor occidentale și nu, spune, bă, trimiteți, cu excepția femeilor și copiilor și a celor neputincioși, tot ce este bărbat înapoi. Dar și mai mult, având în vedere că este un război al întregului popor, așa e prezentat, nu de profesioniști, aș face aceasta, aș pune, aș declara stare de război și ar fi obligat să lupte și bătrânii și copiii și, cum să spun, până și ciungii. Nu știu, adică, bă, gata. Și pas cu pas, vorba lui Iohannis, s-ar recuceri teritoriul. Și atunci noi am dat toată presa lumii și noi imagini în care eroii cu poporul ucrainean se luptă metru cu metru și cu cerești. Și normal era ca acum să fi fost cam până la jumătatea drumului spre Crimea. Ei, nu s-a întâmplat nimic. Bun. În sprijinul acestei narațiuni, care este, se cultivă de un an aproape, prin ianuarie, în presa lumii, care am uitat să spun că Ucraina beneficiază și de o presă, că e foarte important. Marile trusturi de presă, dacă ar spune adevărul despre Ucraina, ar fi probleme. Bun. Care s-au transformat în instrumente de propagandă. Și atunci, narațiunea asta, dacă e narațiune propagandistică, inclusiv în presa noastră, ea poate fi ajutată mult de o îndoială, de o întrebare care ar trebui să se ridice în rândul rușilor, de rând. O întrebare care s-a ridicat în rândul americanilor în timpul războiului din Vietnam și a dus la oprirea războiului, în timpul războiului din Afganistan și în cazul rușilor, în timpul războiului din Afganistan. Adică, în timpul Uniunii Sovietice, veneau de acolo în sicrie tineri ruși, rușii ziceau, bă, dar de ce căutăm noi în Afganistan? Și această întrebare crescând a forțat într-un fel, a făcut presiune asupra lui Gorbaciov, sigur, a fost și niște un context internațional, să se retragă. Aceeași întrebare pusă în America, ce căutăm noi în Vietnam, pentru că ne mor pe ideea că ce suferă de noi. Mor oameni acolo, au făcut ca să se termine războiul din Afganistan, din Vietnam. În aceste condiții, eu pun această întrebare. Care e afacerea cu dronele? Deci, ce urmărește Zelenski și ce urmăresc americanii care sunt în spatele Zelenski și sunt consilieri ai lui? Că Zelenski e o păpușă care face și de mână așa un Barbie, cum zic americanii. Deci, dacă să ataci Crimea, ca să ataci podul Kerch cu drone sau Moscova, presupune că tu ești atât de puternic încât vei trimite atâtea drone, atâtea rachete, atâtea, chiar și nucleare, atâtea avioane asupra Moscovei, încât rușii să facă presiune asupra lui Putin, bă, gata, ne predăm, nu mai putem. Sau armata ucraineană împreună cu armata americană și cu armata română, cu cei besencisme care, și generalii care se duc la gâdea și stau acolo ca rândunelele, pe sârmă, și primesc cum să spun, câte o bucățică de idee, de părere de la gâdea, sau uneori chiar și de la Radu Tudor, și ne ducem și cucerim Moscova. Am ajuns la Moscova, inamicul se predă. Cum au ajuns rușii și aliații la Berlin? Poate fi așa ceva? Nu cred. Deci eu nu cred că
ucrainenii au atâtea resurse încât să bombardeze atât de tare Moscova, încât rușii să zică Putin încetează războiul că ne omoară ăștia. Eu cred că este dimpotrivă. În momentul în care tu trimiți drone și trimiți drone, de ce? Ca să arăți că poți să trimiți drone și ataci Moscova. În momentul în care ataci cerțul și ăsta, ce se întâmplă? La nivelul rușilor dispare ideea, întrebarea, bă, ce căutăm noi acolo? Cum ce căutăm noi acolo? Să-i belim pe ucraineni când ne bombardează Moscova. Normal ar fi, fără aceste drone, să se adâncească aceasta și aici trebuia să se lucreze, adică văd rușii, rusoaicele spună, bă, mor tineri, copiii noștri, ne mor acolo, de ce? Păi și putem zice cum, de ce? Uite, bombardează Kerciu, nu e nicio treabă cu... Adică nu trimit drone asupra trupelor noastre din Donbass. Și trimite asupra Moscovii și, nu știu, închid aeroportul și atunci propaganda lui Putin are o mare eficiență, pentru că eu dacă aș fi rus sau dumneavoastră, da? Adică, pe de o parte, a spune, bă, stai puțin, că chiar e bine că suntem acolo, că ăștia ne bombardează Moscova. Bă, ce obraznic sunt. Doi, dacă aș fi rus și aș avea conștiință în perioadă, bă, dar rahații ăștia de ucraineni, așa zice, bă, Putin, bă, tu nu poți să-i îi pui la punct? Pentru că în Rusia există o grupare foarte puternică și o mare parte a populației care este nemulțumită de felul cu mănuși în care lucrează Putin, da? Toate aceste atacuri teroriste, drone, care nu sunt militare pentru că nu pot avea eficiență, asupra podului nu fac altceva decât să întărească acest curent și să spune, bă, vrădim, bă, ne purtăm cu mănuși cu ăștia, bă, ce ne bombardeze, ne dăm Moscova. Adică narațiunea de la care s-a pornit anul trecut a fost Ucraina victimă. Acum Ucraina nu mai e victimă, că dă și ea cu, mă rog, cu praștia, cu ce, dar dă. Adică normal era să fie atâta narațiune. Bă, săraci ucraineni, cum să spun, n-au nimic, n-au drone, n-au nimic, le dăm noi, dar ei se bat eroi cu pușca, cu cuțitul, cu toporul, ca vikingi, da? Nu. Lasă la o parte faptul că în momentul în care bombardezi Moscova sau Kerch, repet, din punct de vedere militar, fără nicio eficiență, cel puțin așa cred eu, în acel moment, toți cei care în Rusia ar avea întrebări privind război, adică ar zice, bă, stați, bă, ruși, bă, stați un pic, bă, săraci ucraineni, bă, iată, venim noi o forță uriașă cu tare și călcăm în picioare în luat teritoriu, vor fi scuipați de moscoviți. În The Last Kingdom, cred că în sezonul 3 este un moment în care e o daneză, mă rog, soția lui Beocan, dacă n-ați văzut serialul, n-ați mă povestesc, ea este vikingă, daneză. Și în momentul în care vin și aude că vin danezii și vor să cucerească Winchesterul, ea este scuipată pe stradă. Și bă, danezul, tu vin ai tăi cu așa și din coace. Cum să mai fie intelectualii dizidenții să zică pe stradă, bă, dar ce căutăm noi în Ucraina? Că vin și te bat rușii și zic, cum se căutăm în Ucraina? Uite, să le oprim să ne mai bombardeze. Nu știu. Deci, v-am mai spus, război a ajuns în această fază de război terorist care, nu știu, poate că americanii cred că trimițând drone asupra Moscovei, eu așa cred, militaricește, vor face că la un moment dat ca Putin și rușii să spună, bă, gata, ne-am predat, nu mai trimiteți drone. Și plecăm și din Crimea. Eu nu cred că așa ceva se întâmplă. Dacă așa gândesc, sunt idioți. Dacă nu gândesc așa, atunci să păstreze aceste, să lase dracului aceste drone, că oricum n-au nicio importanță militară, dar din punct de vedere al propagandei, a narațiunii că ucrainienii sunt victimele și al posibilor întrebări
pe care și le-ar pune mamele din Rusia. Bă, dar de ce mor ai noștri? Întrebarea este, da, răspunsul este Putin. Mor pentru că, uite, ăștia trimit, vor să ne dărâme Kerciul, unde podul, unde noi e pod. Și mai și omoară civil. Bun. Să am... Aole, uite-mă, ne apropii. Stimați telespectatori, vă voi da acum un film care pe mine m-a stupefiat. Și anume, domnul Gigi Becali, da? Deci la București a avut loc marșul Parada Pride. Este o chestiune, sigur, au fost 25.000 de oameni, este dreptul lor. Eu consider mereu, 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 am văzut aceste lucruri și în Occident, că eu nu cred că minoritatea aceasta trebuie să se afișeze cu asemenea parade. Nu persecută nimeni în România ca să faci paradă, dar mă rog, este, nu știu de ce e această tradiție, că nu văd de ce. Adică eu sunt un om normal, n-am nicio treabă cu această minoritate, cu nicio minoritate, e treaba lor, nu mă număr pentru cei care pun întrebări, care de ce și că ce să ocup. Nu, e treaba. Am această obiecție, dar de bun simț, și anume, bă, dar nu văd de ce faceți paradă. Poți să faci paradă, demonstrație, nu paradă. Ei fac parade, parade din ăstea, nu știu, parade. Ca să arate că există. Știu că există și nu văd de ce. Adică de ce s-ar sublinia? Eu n-aș avea cu înseamnă că e un sindrom, un complex, dar nu astăzi. Și au fost 25.000 de oameni, sigur, am rămas așa nițel descumpănit că ambasada Americii împreună cu alte 18 ambasade au salutat, au sprijinit această paradă. Stimată doamnă care prietena Antenei 1, ambasadoare Americii. Urmăresc asta de mulți ani. N-am văzut de ce e nevoie de intervenția ambasadei americane de sprijinirea Parade Pride. Ea are loc în București, nu se întâmplă nimic, ca și în alte locuri din lume. Uneori vin 15.000, alteori vin 25.000. Este reflectată, nu huiduie nimeni, nu scuipă nimeni și nu vine nimic de cu parul. Vorba domnului Helwig în textul ăla, care era și un text de mândrie națională, noi suntem o națiune tolerantă. Bun. Aceste, după ce a avut loc această paradă, înainte de ea, a avut loc așa numită parada normalității, demonstrații, unde au fost 150 de inși, oameni buni. Adică nu poți să contracarezi 25.000 de oameni cu 150 metri. Bun, o faci. Adică ori nu a putut să organizeze, să strângă și atunci organizatorii trebuie să spună, bă, nu mai facem. Da, să-și facă ei de curs. Treaba lor, parada lor. Dar după a venit un domn, Gigi Becali, care a avut o inițiativă care este de gogol, halucinantă, la să zic. N-am, adică, cred că de gogol, dacă nu de hrabal, adică de, sau de hașec, nu de caragiac. Și anume, a dat cu aghiazmă pe calea victoriei. Ia să vedea. Avem aici. Unde au mărșuri, stimați telespectatori? Mie mi se pare o prostie. Mi se pare o compromitere a religiei, a mișcării conservatoare, adică această
dat cu aghiazmă pe urme. Păi de ce să dai cu aghiazmă? Stați un pic, că nu înțeleg de ce. Și ce au căutat preoții, da? Noi facem mari de iertare, de pe calea lor, de sfințirea locului de iertare pentru noi. Noi nu facem împotriva lor, facem sfințenie, curățenie. Doar trebuie, nu trebuie așa, fac curățenie la mizeria pe care au făcut-o ei, voi nu știți, dar dracii lasă duhurile, trebuie să curățăm locul cu aghiazmă, în fel să se întâmplă accidente pe calea victoriei. Păi, oameni buni, omul ăsta e normal la cap? Cum să spun, parada LGBT nu se poate, nu este o paradă a diavolului. Este o exagerare, este o minciună, este un fals. Și ei sunt oamenii Domnului, dacă vreți să vorbim în termeni creștinești. Este ca atunci când era în Zala Schindă, nu știu, Huthred, personajul ăla era danez și era păgân și îi ajuta pe ăștia, pe saxoni. Venea câte un din ăla și cea lui Alfred cel Mare. Domnule, dar e păgân, da? Și răspundea preotul Beoca, care era consilierul la Alfred cel Mare. Da, mă, da, și danezii sunt oameni. Și Dumnezeu lucrează și prin ei. Deci, cum să scoți în afara creștinismului, în afara credinței, să-i prezinți ca diavol, ca păgân, niște oameni care bănesc că sunt creștini. Adică, de ce? Adică, cum se face așa ceva? În primul rând, că este o chestiune, nu știu cum să zic, lipsă de bun simț. Au venit oamenii aceștia și au ars crucile. Și-au bătut joc de semnul crucii, și-au bătut joc de Iisus de pe cruce. Nu! Au făcut parada lor. Nu am auzit până acum, cum să zic, adică, de repet, cum poți să spui că au venit duhuri rele pe calea victoriei din faptul că au venit niște români, oameni, cum să spun, de o anumită orientare sexuală, o minoritate, dar nu poți să spui că ei sunt păgâni. Iar ei nu au avut un marș anticreștin. Repet, nu au dat foc la cruci, cum dau foc aia la Coran, în Suedia, nu au strigat jos că nu vrem catedrale, nu, și au văzut treaba lor. Dar ridicolul aceste cu popii care dau cu aghiazmă pe calea victoriei și această explicație cu duhurile, compromit inevitabil orice, în primul rând, compromit creștinismul, Biserica Ortodoxă, și în al doilea rând, compromit mișcarea conservatoare. Stimați telespectatori, dacă o ducem așa, cu aceste mișcări, cu aceste inițiative gen Gigi Becali, care aruncă în ridicol familia, creștinismul, repede creștinismul, cum să spui că dracilor, că ei sunt draci și au lăsat duhurile. Doamne, Maica Domnului, iertați-mă! Păi dacă o ducem așa, până la anul, suveranismul și conservatorismul este făcut pulbere. Dar, repet, încă o dată, vă spun că un om care sunt chiar creștin, nu văd de ce o paradă Pride este anticreștină. E păgână. Nu. Repet, nu s-a ars nimic. Repet, bănuiesc, sunt aproape sigur, că mulți de acolo sunt creștini. Nu știu, sigur, da. Nu, deocamdată, repet, și după asta vii cu o explicație din asta, domnule, care suntem în secolul 21, 2023, să vii și să spui că i-au lăsat duhuri rele, Doamne, popii aia care dau pe calea victoriei, că dacă nu dau, se fac accidente. Băi, oameni buni, băi, suntem normal, dar ce dracu, mă, nici în găgi, nu găgi de alt, nici în fundătura urlaților cu cuieții din deal nu se poate fi așa ceva. Totuși suntem în București, suntem oameni moderni și nu cred că în urma unei parade Pride poate să aibă loc accidente pentru că au fost duhurile. Dar, repet, grav este faptul că au fost numai 150 de inși și că dacă facem așa ceva, se compromite, cum să zic, da, mă, sunt de acord, pot să nu fi de acord cu, mă rog, cu propaganda care și-o face această mișcare
Bă, dar vii cu chestii inteligente. Și mai trebuie să m-am săturat de aceste deșuchiere în numele naționalismului. Deci, încă o dată, sunt sătul de Vadim Tudor, de bănci tricolore, de chiloți tricolori, de brânză tricoloră, de confundarea naționalismului, patriotismului, autentic, naționalismului autentic, cu semne de evidență exterioară, dure, adică de cu ițari, cu căciuli, cu... Nu, nu. Naționalismul este un naționalism modern și are drept esență demnitatea în raport cu alte țări, în raport cu marele puteri, în raport cu Bruxelles. Nu are nicio legătură cu acest efort, dai cu aghiazmă. Doamne, pe calea victoriei, auzi explicația. În 2023, cei care au fost acolo au fost păgâni și sigur că toată lumea s-a amuzat și s-a dus dracului tot ce putea să fie poziția Bisericii Ortodoxe față de această mișcare. Mă rog, Biserica Ortodoxă are o altă părere, dar ea se manifestă nu cu aceste acțiuni ridicole, da. Așa. Deci, mulțumesc, la revedere!